dacă trebuie făcută o reînnoire a închinării creștine. Pe ce principiu va fi ea fundamentată? Dacă trebuie să trăim și să ne închinăm împreună, soli Deo Gloria, atunci care va fi baza și modelul? La această întrebare răspunde profesorul Reform Theological Seminary din Jackson, pastorul la prima biserică presbiteriană din Jackson, Lincoln Duncan. În această cărțulie, Îi pasă de Dumnezeu cum închinăm, profesorul Duncan răspunde la această întrebare foarte simplu, scurt și concis. Da, lui Dumnezeu îi pasă cum ne închinăm. Unul dintre răspunsurile sale sună felul următor. Adevărata închinare creștină trebuie făcută ca la carte. Ea este în conformitate cu Scriptura. Mai târziu, în cărțulia sa, Lincoln Duncan vorbește felul următor. Ceea ce se înțelege prin aceasta este că unele dintre lucrurile pe care le facem în închinare, le facem pentru că ele sunt poruncite de principiile Scripturii. Scriptura este esențială. Este esențială nu doar pentru trăirea noastră, nu doar pentru credința noastră, pentru că de acolo învățăm cum și ce trebuie să credem, ci este esențială pentru închinarea noastră. Te invit să explorezi cartea lui Lincoln Duncan. Este o cărțulie destul de scurtă, dar este concisă și profundă. Această carte conține doar două capitole. În primul capitol, Lincoln Duncan vorbește mai întâi de toate despre Biblia, care este cheia închinării reformate. Apoi adaugă în primul capitol despre principiul regulator al închinării, despre esența acestui principiu regulator. Și în finalul capitolului 1, Lincoln Duncan subliniază în cartea aceasta, Îi pasă lui Dumnezeu cum ne închinăm, interesul general al lui Dumnezeu privind modul în care îi se aduce închinare. El încheie cartea sa cu cel de-al doilea capitol și anume prima parte a capitolului 2 și anume bazele închinării biblice cuprinde următorul lucru. Cuprinde realitățile fundamentale, cuprinde răspuns la întrebare legată de închinare și anume să, ce, cui, când, unde, de ce și cum trebuie să ne închinăm. Și la final, vorbește despre formă și conținutul închinării. Lui Dumnezeu îi pasă cum ne închinăm. Adevărat, Dumnezeu se uită la inima credinciosului, la cel care îi aduce toată slavă, cinste și onoare. Însă, conform Scripturii, găsim anumite reguli sau principii de bază cum, de ce și cui trebuie să ne închinăm. Te invit să explorezi această cărțulie. O poți comanda pe pagina web a editurii psalmicântați.ro sau la numărul de telefon care este afișat pe site.